Vom face 50 de Star Drop opening-uri ca să vedem dacă e ceva important de aici de dat. 113, deci se pare că PowerPoint-urile sunt mult mai multe. Dimitri, oare ce ne pică? Avem skin! Wow! Mi-a picat skin-ul pe Cordelius din Star Drop! Nu vine să cred așa ceva, băie! E posibil așa ceva? Vorbesc serios? Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Este cea de-a doua zi și cea de-a doua prezentare a noului update și începem cu Brawlerul Cordelius, care va fi un Brawler cromatic și puteți să-l deblocăm doar din Brawl Pass sau dacă ai foarte multe croma credite să-l poți lua din prima zi. Dar mi-e destul de greu ca să cred chestia asta pentru că nici eu n-am strâns prea multe, am de-abia vreo 2000 de croma credite și de când m-am jucat și am făcut toate misiunile, cam greu s-au strâns. În fine, înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și abonare și vă mulțumesc pentru toată susținerea de la episodul de ieri, unde am făcut opening și v-am arătat tot Star Drop-ul acela ce face el. V-am zis că o să vin și o să mă țin de promisiune cu un episod în care voi deschide 1000 de Star Drop-uri să vedem dacă o să ne pice legendare, mitice, epice și așa mai departe. Am rămas cu gândul la speciale, Doamne ferește. Deci o să vedem acolo în episodul acela și ceea ce este cel mai important este să aveți codul Mădălin pe shop, pentru că mâine o să facem live și să sperăm că poate va veni update-ul. Nu știm nimic deocamdată, pe Stumble Guys ne-au anunțat și au spus că marți ar trebui să vină update-ul, dar poate va veni și pe Brawl Stars acest update. E posibil chestia asta și pe acel live o să dăm și skin-urile pe Janet, de care v-am spus avem 6 skin-uri de dat pentru voi. Deci Brawlerul cromatic împreună cu skin-ul de 149 de gemuri pentru cei care sunt abonați la canal, apasă butonul de like și au codul Mădălin pe shop împreună cu follow pe Instagram la mădălin.adia23, dar important este să aveți codul pe shop pentru că voi verifica chestia asta și dacă nu-l aveți, nu o să fiți câștigători. Mulți dintre voi m-ați întrebat dacă se stachează aceste Star Drop-uri. Din ce mi-a spus, nu o să se stacheze aceste Star Drop-uri și încă o chestie foarte tare este că acum în momentul de față eu am toți brawlerii pe cont și uite, cam așa arată și avatarul lui Cordelius, să-l vedeți acolo, l-am full maxat, am luat toți brawlerii, i-am maxat, skin-urile nu i-am luat pe toți brawlerii și vreau să dăm vreo 25 de Star Drop-uri sau 50 de Star Drop-uri să dăm pe un cont full maxat cu toți brawlerii luați. Ce-ți va da mai exact? Care sunt recompensele? Și dacă recompensele sunt mai crescute decât cele normale, adică să vă dați și voi de seama pe un cont full maxat cam ce se întâmplă, dacă ai toate gear-urile, gadget-urile și star power-urile. Și uite că înainte să începem la prezentarea Brawl-ului, vreau să vedem totuși dacă se va întâmpla ceva ca să ne dea bun. Deci ne-a dat coins-uri, 210, ok, vom face 50 de Star Drop opening-uri ca să vedem dacă e ceva important de aici de dat. 113, deci se pare că PowerPoint-urile sunt mult mai multe. Dimitri, oare ce ne pică? Avem skin! Wow! Mi-a picat skin-ul pe Cordelius din Star Drop! Nu vine să cred așa ceva, băie! E posibil așa ceva? Vorbesc serios? Bro, nu este nimic regizat, totul este în timp real, credeți-mă pe cuvânt. Deci, pe cuvântul meu că totul este normal ce se întâmplă aici. Deci mi-a picat skin-ul, observați faptul că dacă tu ai toți brawlerii, șansele tale sunt mult mai mari ca să iei skin-uri. Că practic eu nu am skin-uri pe mulți brawler, dar nu știu care erau șansele ca să pice fix pe acest Cordelius. Bro, incredibil. Da, și asta voiam ca să vă arăt și pe skin-ul acesta, pe brawler acesta, skin-urile pentru care două. Unul din Brawl Pass și o să vă arăt imediat tot Brawl Pass-ul că a fost nerfuit pe recompense, dar totodată o să-l și luăm skin-ul de la ultimul tier pentru că skin-ul cromatic nu poți să-l iei de aici din Star Drop. Deci brawlerul cromatic și skin-ul cromatic nu poți. Dar skin-ul acesta se pare pe Cordelius, care va costa gemuri și blinguri și o să vă zic imediat costul lor, adică o să vi-l arăt. Se pare că poate să pice de aici. Deci avem 547 de token doubler, 66 de coinsuri. Coinsurile nu mi-a dat foarte mult acolo. 140, ok, din rar e tare greu ca să-ți pice ceva bun. Și acum ne dă 58 de coinsuri. Bro, nu mai e rar, vorbesc serios? Rar, ok. 51 de coinsuri, rar, super rar. Da, deci trebuie neapărat ca să ai măcar mitic să-ți dea un skin. Pentru că până acum eu am testat și bă, din super rar nu mi-a dat ceva foarte bun, adică să iau skin sau orice altceva. Dar atunci când o să facem episodul în care o să dăm la 1000 de Star Drop-uri, o să vedem noi mai exact. Mamă, avem mitic, nu te cred. Ia, uimește-mă. 200 de credite, bă, e bine 200 de credite, ce ai? Ia, epic, a rămas la epic din păcate. Ok, am reușit ca să facem și Global Fame 2 pentru că ne-a dat acele credite. Din rar, nu mai token doubler credite, poate și blinguri îți va da din rar. Ia, epic 231 și am revenit aici exact cu Cordelius pe zonă. După cum observați, mie mi-a dat skin-ul acesta Poison Cap Cordelius. Cred că am avut noroc fantastic, altfel nu pot să-mi imaginez. Și acest skin mai exact, va costa 29 de gemuri sau 1000 de blinguri. Deci practic eu m-am făcut cu 29 de gemuri gratis sau 1000 de blinguri, doar că am avut acolo noroc din acest Star Drop. Pe lângă faptul că avem și celălalt skin care va costa 5000 de blinguri sau 149 de gemuri, dar stai puțin, Spore Mind Cordelius ăsta, eu nu vreau să-l iau cu gemuri de aici, pentru că el putem să îl deblocăm din acest Brawl Pass. Și bineînțeles că o să adăugăm niște gemuri și o să luăm tot Brawl Pass-ul acesta împreună cu skin-ul ăsta. Dar nu are logică. Dacă Brawler e cromatic, tu nu ar trebui ca să-l cumperi cu blinguri sau gemuri de aici. Sau ba da, bro, că au făcut chestia asta să poți lua cu gemuri skin-urile cromatice. Nu mai sunt doar din Brawl Pass. Da, 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 mi-aduc aminte chestia asta. Deci, haideți să luăm tot Brawl Pass-ul și după aia să mai dăm la niște Star Drop-uri. Încă 25, poate mai avem noroc să mai pice ceva. Nu știu, așa de test. Oricum, episodul cu 1000 de Star Drop-uri, mă țin de promisiune, o să vină. O să fie o muncă destul de mare, dar va veni cu siguranță. Și am adăugat 2400 de gemuri, bineînțeles, cu codul Mădălin pe shop. Glumesc, logic că n-am dat niciun bănuț pentru că este varianta beta și doar o testăm și este doar pentru a o testa și a vă arăta update-ul. Avem 169 de gemuri Brawl Pass-ul sau va fi în bănuți 50 de lei ca să-l poți cumpăra. La fel, dacă noul sezon veți cumpăra acest pes, dați-mi tag pe Instagram și o să vă pun la mine la story, indiferent că l-o cumpărați cu gemuri sau cu bănuții, nu contează treaba asta. Dăm 169 de gemuri și veți vedea acum în timp real recompensele pe care le vom cumpăra. Uitați-vă și voi că gen 30 de gemuri costă fiecare. Au fost căzute foarte mult și creditele, dar și croma credite și blinguri au fost căzute, pentru că practic ei zic că se compensează prin acele Star Drop-uri pe care le vei lua de la... Star Drop-uri pe care le vei lua de acolo, de la misiunile zilnice, că practic vei avea de 3 ori să faci zilnic acele Star Drop-uri. Mergem așa frumos până la taie 30, uite asta trebuie să faci tu din prima zi dacă vrei să-l ai pe Cordelius, trebuie să te duci până la taie 30 ca să-l poți debloca. Și odată ce apeși pe el, îți va da 100 de coins-uri pentru că eu deja îl am, dar o să vă arăt imediat și poziția lui când vei debloca acest Brawler, nu se pune problema că o să vă arăt și împreună cu vocile sale. După aia dăm în continuare, da. Neapărat, le-am și pe astea, adevărat, acum am dă coins-uri pentru ele, pinurile și absolut toate să vi le voi arăta împreună cu Brawlerul tot ce face el. Dăm gemuri, gemuri și încă gemuri și o grămadă de gemuri. Uite, asta e plictiseala cea mai mare când ai foarte multe gemuri și nu știi ce să faci cu ele și le investești și în PES. Deci eu am avut 2400 de gemuri, bro, și fiți atenți că cred că o să mai rămânem cu ceva, da? Mi se pare că 2000 parcă trebuie să bagi în tot PES-ul acesta. Bine, vei mai lua și gemuri din el. Se mai compensează vreo, parcă 80 de gemuri vei primi în total dacă le iei. Se pare că bagi mai mult de 2000 de gemuri și cred că mai trebuie să mai adăugăm gemuri pe cont, bro. Nu te credos. 66, 67, 68, 69. Wow, frate, cât îți trebuie ca gemuri? 2300, nu? Ceva de genul ăsta. Și luăm și pe Spore Mind. Arată genial skin ăsta, Spore Mind Cordelius, ia uite-l. Cum dă acolo la pompă. Bine, avem și pin, mamă ce fain arată pinul, nu te cred, e chiar animat din prima și aici la fel bonus reward-urile au fost căzute pentru a compensa practic recompensele pe care le vei lua din acest Star Drop. Hai să mai dăm încă 25 de Star Drop-uri să vedem, poate mai avem noroc să mai deblocăm ceva skin-uri, pentru că brawlerii, v-am arătat, am toți brawlerii pe contul acesta și să luăm și skin-ul, poate ne poartă noroc. Ia vezi că am revenit cu unul mitic. Zim că îmi dai ceva bun, 521 de coinsuri. Nu, bro, de ce doar coinsuri? Cred că nu e așa de ușor ca să-ți pice skin, am avut noroc imens mai devreme. Legendar! LOL, mi-a picat legendar, cred că din primul sau al doilea spin. Ăsta chiar a fost noroc mare și zim, te rog că îmi dai ceva bun. 200 de credite pentru legendar? Bro, e strigător la cer. Nu are voie ca să fie doar cu 200 de credite. Wow, două legendare una după cealaltă, nu te cred. Deci de la epic a sărit la legendar. Hai să vedem. Da, mă, da, nu te cred, bro. A picat Rogue Mortis dintr-un Star Drop gratis pe care poți să le iei zilnic. Rogue Mortis, care ăsta costă, cred că, nu mai știu câte gemuri, dar cred că costă 149 de gemuri, se pare, sau chiar era mai mult. Nu era asta skin-ul cu 299 de gemuri? Spuneți-mi în secțiunea de comentarii dacă știți cât costa Mortis. Mamă, frate, vezi că Star Drop-urile astea vor rupe. Mi-a dat și blinguri acolo. Din nou blinguri. Wow, wow, wow. Dar sunt tot momente, uite, poți să ai ghinionul să-ți pice legendar, Star Drop legendar, și atunci să îți dea coinsuri sau credite. Și atunci chiar e urât, chiar te vei enerva. Dar un skin cum e Mortis, frate, Rogue Mortis, E ceva. Și nu știu dacă mai era 299 de gimuri, dar ăsta știu sigur că, uite, e 299 de gimuri acest Mecha Mortis. Dar nu, n-are cum, pentru că 199 de gemuri și 299 de gemuri din Star Drop nu au cum să spice. Am spus chestia asta chiar și pe episodul trecut. Așa că Rogue Mortis e 149 de gemuri, deci practic ne-am făcut cu 149 de gemuri gratis din acel Star Drop. Respect, broadele, ce înseamnă codul Mădălin pe shop. Acum gata. Trecem la lucruri serioase, trecem la acest Cordelius, pentru că dacă ne luăm cu Star Drop-urile stăm până dimineață ca să facem opening. Ei bine, acest Brawler Cordelius, aceasta este poziția lui de win și uitați-vă cât de faină este. Uite, luăm și aici pe fundal. Am schimbat și tematica ca să se potrivească cu acest Cordelius și uitați-vă animația de win, broadere, acele ciuperci pe care le... cum se spune, le crește el și le adună pe lângă el, pentru că până la urmă este un Brawler toxic. Același lucru face și cu skin-ul ăsta, pentru că problema costă 29 de gemuri, doar că este schimbată culoarea, dar îmi place și cu culoarea aceasta. Și ia să vedem poziția de win la acest skin care este cromatic. Sincer, îmi place mai mult a brawlerului normal decât a skin-ului. Acum rămâne de văzut ca să vedem despre ce este vorba. Gadgetul, primul cu care va veni, el se numește Replanting. Acesta va sări peste obstacole și peste pereți și așa mai departe, vă arăt imediat. Celălalt se numește Poison Mushroom. Timp de 1,5 secunde odată ce dă gadgetul cu hit, practic nu au voie să atace adversarii deloc, nici să dea gadget super și așa mai departe. După aceea trecem la Star Power, primul este Combo Shroom, unde aici va da al doilea hit cu mai mult damage decât primul și o să vă arăt imediat. Iar cel de-al doilea Star Power se numește Majrum Kingdom, unde Cordelius spawnează 3 Majrumuri, unde va da fiecare 1090 heal în total practic. E foarte tare și Star Power cel de-al doilea și vedeți că tot tipul ăștia cele bune le bagă ultima dată. După aia avem o abilitate, abilitate specială a lui, ca să putem spune, pasivă, în care își încarcă superul dacă stă lângă adversari. După aceea damage este 2.1090, viața este 4.800, very fast. Iar timp de 8 secunde, el odată ce va da superul, va vedea doar inamicul respectiv și va avea un 20% viteză mai mare și un 30% atac mult mai rapid. Ei bine, cam așa arată brawlerul odată ce îl deblochezi. New Brawler Chromatic. 19 sezoane, frate, 19 Brawler cromatici. Voi vă dați seama cât timp a trecut, deci numai să multiți 19 ori 2. De când a fost adăugat Brawl Pass-ul, pentru că un Brawl Pass durează 2 luni. Iar pinuri și voci are o grămadă și vi le voi arăta chiar acum să vedeți cât de faine sunt, că practic vocea lui se aude ca și cum ar fi într-o mască. Și da, are logică, pentru că are masca aceea pentru a se feri de toxicitate, nu? Who's a fun guy? Wow, look at all those colors. Never trust a shroom in a raincoat. No, don't touch my shrooms. Time for the Shroom and Doom show. Who's a fun guy? Me. Never trust a shroom in a raincoat. Wow, look at all those. No, don't touch my shrooms. Time for the Shroom and Doom. Time for the Shroom and Doom show. Time for truffle! Doom Shroom! You're more bark than bite. Sincer, dacă stau să mă gândesc, sunt foarte ciudate vocile lui. Pe lângă faptul ăsta, uitați-vă cât de faină este abilitatea aceasta pasivă, în care dacă tu stai lângă un inamic, poți să-ți încarci superul mult mai rapid. Acum știți ce vreau să văd? Dacă voi da așa superul și voi scăpa de el și mă duc aici unde sunt mai mulți, superul se va încărca mai rapid. Da, frate, deci cu cât sunt mai mulți adversari, cu atât superul tău ți se va încărca mai rapid. Exact cum se întâmplă la bază. Hitul lui, exact cum spuneam mai devreme, din cauza Star Power-ului este primul 1090, cel de-al doilea 1417 și îmi place mai mult acest Star Power care dă un damage mult mai bun. Se încarcă foarte rapid, are o viteză mult prea mare, dar numai că distanța este mică pentru că na, compensează cu chestia asta și mai ales raza este foarte mare pentru a încărca superul. Acum dacă noi vom da superul pe acest robot, noi doar pe acest robot îl vom vedea, restul de roboți vor dispărea. Deci eu practic dacă vreau să mă duc aici nu vei putea da damage până nu va anula superul, adică timp de 8 secunde după ce vor trece automat voi putea vedea următorii brawler practic. Deci atenție mare de tot. Trebuie să avem grijă pentru că odată ce vei da, practic doar pe el îl vei vedea. Și hit-ul este mai rapid, movement-ul este mai rapid și asta contează enorm, bro. Și pe lângă faptul ăsta, uite că ți încarci și superul. A, și uite că apare și timpul acolo jos, frate, eu acum observ că ți apare timpul de 8 secunde. Mă miră faptul că au băgat timp, frate, pe brawlerii aceștia. Dar arată foarte bine animația aceasta odată ce dai superul. Gadgetul este doar o săritură pe care o va da, nimic altceva, nu face nimic special decât va sări peste pereți și atât. Deci asta e tot. A, da, și încă o chestie foarte faină este că cu acest super, tu poți să dai prin perete, broadere. Deci asta e tare. A, da, și odată ce l-ai omorât va dispărea efectul acesta. Deci uite, eu sunt aici și îl dau prin perete. Dar nu pot să dau prin perete, din păcate, trebuie doar să sar și să mă duc pe el aici, așa, bam, 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 bam. Dar v-am arătat și chestia asta că tu dacă dai superul pe un inamic și l-ai omorât, practic, superul a dispărut. Dar și ceilalți, dacă te omoră pe tine, superul acesta pe care îl dai va dispărea. Încă o chestie ce vreau să o testez este că dacă eu voi da aici superul și dau un hit, două, deja mi-am încărcat superul din două hituri, bro. Mi se pare incredibil. Și eu vreau să dau superul pe lângă și acum dau 1. Bă, frate, două hituri mi se pare excelent brawlerul ăsta. De data aceasta am intrat cu cel de-al doilea skin, dar și cu cel de-al doilea gadget și Star Power. Ei bine, după cum observați, gadgetul practic îți dă o abilitate în care dacă tu dai pe inamic, dai 1090 damage și el nu poate ataca, da, superul sau gadgetul pe tine timp de 1,5 secunde. Nu îmi place atât de mult gadgetul, dar să fie acolo. Bun, vedeți că din cauza Star Power-ului că nu mai am primul dă 1090 cu 1090 damage, iar partea cea mai faină este că odată ce voi da superul pe robotul acesta, îmi va da niște majrumuri pe care eu dacă le voi lua, îmi va da heal 363 pe secundă. Și dacă voi lua toate heal-urile, practic mă va ține în viață o grămadă, bro. Ce mai vreau eu să testez este că dacă eu mă duc aici și dau superul pe acest... ok, n-am reușit ca să-l dau exact cum trebuie, dar nicio problemă, pot să-mi încarc superul mult mai rapid. Dacă voi da acolo superul, practic se spawnează aceste majrumuri. Wow! Uite că am observat și chestia asta, băieți! Dacă eu dau superul pe un inamic, ceilalți nu mă mai văd. Practic nu sunt în meci ceilalți. Uite cât de tare e chestia asta. Brawl-ul ăsta este foarte bun pentru solo. Pentru că dacă tu te duci, de exemplu, și ai pe cineva, ți se pune pata pe un jucător din meci. Bă, și vreau să o dau cu tine la 1v1. Păi te-ai dus, ai luat superul, ai dat pe inamicul respectiv. Uite, vedeți? Ăsta mă vede aici, da? Am dat pe inamicul respectiv și ăsta nu mai mă poate ataca, frate, că eu mă duc cu ăsta și mă bat doar cu ăsta. Și el mă vede pe mine și eu îl văd pe el. Dar atenție mare, eu dacă dau superul pe inamicul respectiv, el nu poate da superul lui și nu poate da gadgetul. Doar mă poate ataca cu un singur hit, adică doar cu hiturile lui. Atât. Deci brawlerul ăsta cu siguranță cred că după mult timp o să fie primul pe care îl voi lua și eu în prima zi și voi pușa cu el, numai că am nevoie de niște jucători foarte buni cu care să pușez. Dar mi se pare foarte enervant și foarte bun totodată. Gadgetul vi l-am arătat ce face. Asta cu superul și cu majrumurile astea cred că se spawnează random pe hartă. Asta doar ca să-ți încarci tu viața. Da, la un anumit timp. Deci putem spune că brawlerul ăsta chiar merită să fie un brawler cromatic. Acum haideți să testăm și skin-ul ăsta și să vedem pozițiile de luz la acest brawler, ca să dăm și un meci de solo și unul de 3v3. Bineînțeles cu boți, că până să vină brawlerul pe joc o să dureze, nu chiar, că luna cealaltă o să fie brawlerul acesta. Mamă, cât de tare este hitul, bro! Vezi că e fain, îmi place. Ia să vedem superul. Într-adevăr, și superul este fain. Ce vrea să semne, că are capul ăla de extraterestru? Sau care e șmecheria? Ia să vedem. Odată ce dăm superul e la fel, deci nu se schimbă efectul acela de amnezie sau cum se numește, de hipnotizare. Deci nu este nimic schimbat, gadgetul nu este nici acesta. Meh, nu știu ce să zic cu skin-ul ăsta. Dacă e cromatic, odată ce e brawlerul și e pesul, automat vei avea și skin-ul acela bonus, cum s-ar spune. La brawlerul în sine, aceasta este poziția lui de luz, în care e ciuperca. Uuu, vezi că a bubuit ciuperca și practic nu l-a hipnotizat, l-a intoxicat. Dar ceva s-a întâmplat cu masca lui, nu i-a mai funcționat, din cauza asta Ciuperca a devenit dușmanul lui. Cât despre skin-ul cu 29 de gemuri, se pare că este aceeași animația de luz, nu este nimic schimbat. Bine, până la urmă este un skin cu 29 de gemuri și a zis că l-am luat și gratis din Star Drop, deci mă așteptam ca să nu schimbe ceva în afară de culoarea skin-ului și brawlerului în sine. Iar skin-ul Chromatic, ia să-l observăm, broadere, da, mă așteptam ca să aibă poziție de luz. Se pare că nu mai este intoxicat, doar că practic nu-i mai funcționează acea armă și la urmă devine trist și nu mai are chef de absolut nimic. Interesante pozițiile de luz, sincer chiar mi-au plăcut absolut toate. Cât despre gear-uri, pentru că v-am spus că avem un gear nou în acest update, este acest Brawler PM. După cum observați, tureta va fi încasată cu 20% mai mult heal, deci odată ce ai acest gear va da mai mult heal în meci la PM și sunt o grămadă de buff-uri, dar și un singur nerf în acest update. Nu știu, cred că probabil o să vi le spun eu acum pentru cei care sunteți interesați și sunteți fani al acestui joc și încă vă mai jucați foarte mult acest joc, pentru că asta cu buff-ul și nerf-ul este doar pentru cei care se pricep și cei care știu despre ce este vorba, așa că dacă voi vă apucați acum după foarte mult timp, nu o să vă ajute foarte mult. Mamă, brother, mie îmi dă 500 de damage acel robot și încasez 648 heal de la turetă. Pe bune că Pemo nu o să fie foarte OP cu acest gear, nu o să o ajute deloc, în vreun fel anume. Mi se pare că e prea mult heal-ul, bro, mai ales gândiți-vă să fie Poco, Pem în echipă și să mai fie și un Brawler Tank sau ceva de genul ăsta. Cred că o să fie o combinație foarte bună în meciuri și poate chiar o să devină meta cu gear-ul ăsta. Și da, exact cum v-am spus, buff-urile sunt nenumărate. Avem chiar pe Maisie un buff, avem pe Ash, pe Belle, Grey, Dynamite, Mortis, Rico, Lola, Fang, Sandy, Spike, Ems, Bibi, Gus, Squeak, Carl, B, Amber, Buster, Mandy și Bonnie. Și singurul nerf este pe Hank. Dar sincer, buff-urile acestea sunt doar la gadgeturi și la star power-uri. E mare parte la gadgeturi la fiecare. Dar cel mai bine este ca aceste gadgeturi star power să le aflăm noi când va veni update-ul, pentru că acum dacă ar fi să le arăt, va trebui să stau cel puțin o oră. A, da, și bonus, acest Cordelius are și Mastery și profilul lui se numește Toxic. Bro, dacă vei face acest titlu și îl vei îndeplini, să ai la profil acolo de fiecare dată când intri în meci Toxic, mi se pare interesant, sincer, așa să spui că tu ești un jucător sau un brawler toxic. În rest, recompensele văd că au rămas aceleași și n-au fost nerfuite absolut deloc aici la Mastery. Și am intrat și la un match pe noul environment și uitați-vă cât de fain arată, doamne, culorile, cât de mult îmi plac pe acest environment. Am dat pe haste pentru că am crezut că haste-ul o să fie modificat în vreun fel anume și chiar ar fi tare să vedem dacă superul îl vom pune pe haste. Va reuși și va merge chestia asta? Vezi că pe damage stau foarte bine, dar din păcate am al doilea GG și al doilea star power. Ia să vedem, broadere. Ah, nu, merge doar pe player, atât, băieți, doar player și nimic altceva. Să ne stabilim pe un brawler anume, da? Uite, ne stabilim pe acest brawler. Restul nu ne pot vedea absolut deloc, sincer. Da, dar nu puteți să vedem nici haste-ul totodată. Ok, asta chiar e ciudat, sincer. Vreau să mai pun încă o dată. A, l-am omorât și uite că dacă l-am omorât, celălalt mă va putea vedea acest El Primo. Bă, dar mi se pare foarte bun brawlerul, bro. Dă o grămadă de damage și chiar mi se pare genial. Uite, Jesse acum nu mă poate vedea, este doar ăsta care mă poate vedea, dar l-am omorât și practic de la ce mi s-a dat heal-ul ăla? Bro, heal-ul de la ce l-am încasat? What? Stai puțin că n-am înțeles absolut nimic ce s-a întâmplat acolo. Dăm superul? O avem pe Jesse aici? Ah, din cauza că am citit la doilea star power. Gata, am înțeles, bro. Și am luat acel mushroom de pe jos. Da, acea ciupercă. Dar uite că dacă ție superul ți se va duce, practic mushroom-ul va dispărea. Uite, de-abia acum a apărut pe hartă și e random, practic. În regulă, bro. Da, 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 interesant. Uite, chestia asta chiar nu știam. Wow, wow, wow. Jesse, suntem doar noi. Nu poți să dea superul, da, trebuie să ținem cont de chestia asta că e superul și gadgetul nu poate să-l dea pe noi absolut deloc. L-am și picat acolo și suntem doar noi cu chestul. Și vom da damage, 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 în continuu damage. Ia, Jesse, va veni din nou. Nu, nu va putea da superul. Bro, și stai puțin, gen, nici tureta nu poate să mă vadă. Uite, asta chiar e un lucru foarte tare. Deci tureta dacă o pune, doar pe Jesse o să mă vadă, doar Jesse și atât. Bro, e next level brawler, pe bune că o să-l cumpăr din prima zi, chiar merită. Uite, acum o să dau pe El Primo, e perfect, voi lua și asta de heal, voi da aici damage pe El Primo pentru că practic mi se încarcă mult mai ușor. Și se pare că acum putem să dăm damage și să bătem acest haste foarte ușor și simplu. Chiar îmi place mult de tot, bro, am dat 62.000 damage. Și pe lângă damage am fost și cel mai must healing. Bă, dar uite-l pe Bo, bro, 66.000, lol. Și se pare că în acest update avem și un environment vechi, acela cu pirați și cu barcă. Și chiar a revenit Payload-ul, exact cum ați văzut și în Brawl Talk împreună cu Wipeout. Uite, chiar poate că o să dăm un match de fiecare, pentru că uite, și pe Wipeout avem un environment special, separat. Ia să vedem pe Payload, brother, să testăm și noi modul ăsta de joc. Știi ce? Am schimbat mapa pentru că asta mi se pare mult mai complexă și putem să vedem că în momentul de față mi se pare că tu poți să ataci prin acest căruț. Tu poți să dai damage prin el, da, și poți și să te miști prin el. Asta e un lucru genial, frate, așa trebuia să fie de la bun început acest mod de joc. Pentru că era foarte enervant ca tu să nu poți da damage, bro. Ia fiți atenți aici, tactică. Nu mă mai vezi, nu mă mai vezi. Și îl bat aici. Hai că l-am bătut, dacă, da, uite, v-am arătat și faptul că odată ce ne va bate, practic, acea amnezie va dispărea. Hai să stăm și noi pe căruțul ăsta, broadere, ca să avansăm cu el. Deci primim damage prin căruț. Dăm aici super-ul. Este doar cold cu noi. Vom sta așa puțin. E o tactică foarte bună ca să poți aștepta cu super-ul pe el, bro. Bă, dar stai puțin, căruțul nu se vede dacă eu am super-ul pe adversar? Vorbesc serios? Gen, stai, wait a second, bro. Nici căruțul nu pot să-l mișc. Păi nu e bine, man. S-ar putea ca nici mingea să nu vedem pe Brawl Ball odată ce folosim super-ul. Și uite, asta nu o să fie un lucru bun. Vezi, s-au gândit la toate chestiile astea ca să nu fie avantaj dacă tu folosești acest brawler și te folosești de acel super. Hai să ducem căruțul până la final. Stai cu minte, frăciorul, stai cu minte. Hai, am dat și eu. Dacă e ceva, am dat super, ok. L-am dat. Îl avem aici pe Colt. Noi putem să ne încărcăm super-ul totodată și dacă stăm în zonă, să nu ne bată acel grey. Let's go, bro, frățiorul. Dăm aici pe acest squeak și dăm aici damage. Aproape să-l pic, mă întorc aici. Hai, frățiorul meu, lasă-mă ca să pot mișca acest căruț. Nu știu ce să zic. Uite, colegii mei au putut mișca căruțul, dar eu nu-l văd ca să-l pot mișca. Deci este un pic dezavantaj, sincer, la Brawler. Intenționat am intrat și la Brawl Ball ca să vedem dacă eu voi lua mingea aici și voi da super-ul. Stai, mă, că am uitat, frățiorul. Am uitat. Eu trebuie să dau pe Brawler super-ul. Ia să vedem. Da, bă, dispare mingea și eu nu pot să o iau. Deci eu nu pot să iau mingea ca să dau gol. Practic, orice se întâmplă în meci, cum ar fi minge, poate chiar gemurile, cred că gemurile tu nu poți să le vezi odată ce sunt spawnate. Și toate cele, asta e un dezavantaj. Și ultimul environment pe care mă voi juca este acesta de pe Wipeout. Dacă totodată a venit Wipeout-ul și nu a fost schimbat absolut nimic la el, îmi place foarte mult environmentul acesta de templu. Avem pe Nita acolo în partea dreaptă, mi se pare că dacă o iei pe Nita odată va dispărea. Da, deci trebuie tot la fel să facem 10 kill-uri, brother. Mamă, ce rapid l-am picat pe ăla, nu te cred. Dăm aici super-ul. Eve, tu știi că doar poți să ataci, dar nu poți să dai super-ul. Ok, avem deja 3 kill-uri, trebuie să mai facem încă 7 kill-uri. Ne ducem aici și îl omorâm pe ăsta foarte ușor, din 2 hit-uri eu deja l-am picat, bro. Că cât de tare e chestia asta, că dă un damage foarte, foarte bun. Uite aici, bro, l-am omorât instant. Vorbesc serios, îl avem aici pe Edgar, ne ducem, îl omorâm și mai avem încă doar 3 kill-uri de făcut. Ne ducem și pe ăsta, l-am omorât, ne ducem aici, tu nu poți să dai super-ul, știi bine chestia asta, doar poți să ataci. L-am omorât și acum unde este Edgar, aici este Edgar, dăm pe el, îl picăm și pe acesta și asta a fost meciul. Bro, mi se pare incredibil, bro, asta, deci pe bune, nu, m-am stabilit, o să-l cumpăr din prima zi și trebuie să bag niște gemuri din timp neapărat. Cam asta a fost și episodul, sper că v-a plăcut, un like și abonare mă aștept foarte, foarte mult și nu uitați codul mă dă din pe shop pentru noul sezon și avea cât mai mult noroc acolo la Star Drop-uri pentru că ați văzut că ne ajută foarte mult codul dacă l-avem acolo pe shop și dacă am uitat ceva, nu este nicio problemă, mă spuneți în secțiunea de comentarii și o să revin mâine cu episodul la aceeași oră, la ora 19, cu următorul brawler care va trebui să vină în acest update. Toate cele bune, ne vedem mâine la un live special și surpriză, poate știți deja cu ce. Pa, pa! Subscribe.